Voi, aș la mine mă gândesc. Da? Deci... Ia să vedem, mă la facem. Zim sistemul. Fie sistemul. E de două ecuații. Așa. X plus Y plus Z. X plus Y plus Z. Egal cu A. Așa. 2XY minus Z pătrat egal cu 9. A aparține lui R. A aparține lui R. Și fie A mare mulțimea celor A din R pentru care sistemul admite o unică soluție reală și S egal cu sumă de la A aparține lui R la dinamic. Ia mai ușor. Deci, o văd că ai trei necunoscute. Da. Este o ecuație cu și un parametru. Două ecuații cu trei necunoscute și un parametru. Da. Și zice ce? Fie A mare, mulțimea A. Celor A care aparțin lui R. A celor amici, da? Da, așa. Pentru deci, care ai. Sistemul admite o unică soluție reală. Pentru care yes, da? Yes, da? Yes. Admite unică soluție reală. Și S mare. Și S mare de desubt. Egal cu sumă de la A aparține A. A aparține la mare, da. Din A mic. A aparține la mare. Din A mic. Din A mic. Da. Deci este suma tuturor valorilor când A parcurge deci am o anumită mulțime de valori A pentru care sistemul admite soluție unică, da? Da. Cu una am o soluție unică, alta altă soluție unică. Și pe urmă zice să le adun pe astea. Acele valori să le adun, da? Dar despre X, Y și Z, ce? În ce mulțime mai duci? Nu spune nimic. Trebuie să spune. Și măcar cu informație, mulțimea numerelor naturale, întregi, mă duci în el? Da, cred că e în el. Nu spune, spune pur și simplu, fie sistemul. Da, e tot, nu-ți bate. Ora asta poți să faci. Deci fie sistemul, X plus Y plus Z egal cu A, 2XY minus Z pătrat egal cu 9, are A, fie A mulțimea celor A, are A, pentru care sistemul admite o unică soluție reală. Atunci, mulțimea valorilor lui A, suma valorilor lui A, cine este? Așa. Nu spune nimic, că ai dreptate. Așa. Interesant, nu? Foarte tare. Foarte interesant deocamdată. Deocamdată îl privim. Deocamdată îl privim. Da. Nu-i sistem linear. Trebuie să facem o substituție. XY ăsta. Admite unică soluție reală. Dacă aș putea forma o ecuație de gradul 2... Și Z pătrat... Să luăm X plus Y la pătrat și Z pătrat. Da. Visez și eu la chestia asta... X plus Y fie suma și produsul lor și în funcție de asta... Deci, aș avea de aici pe X plus Y egal cu A minus Z. Și 2XY egal cu 9 plus Z pătrat. Adică X plus Y egal cu A minus Z și X ori Y egal cu 9 plus Z pătrat supra 2.
și știind suma și produsul, mă gândesc să formez o ecuație de gradul 2 în T, T pătrat minus este plus produsul egal cu 0, nu? Da. Echivalent cu T pătrat minus suma A minus Z A minus Z plus 9 plus Z pătrat A minus Z ori T. Ori T, da. Plus 9 plus Z pătrat pe 2 egal cu 0. Și când are o soluție unică. Când are o soluție unică. Delta egal cu 0. Deci delta egal cu 0. Da, delta egal cu 0, nu? Asta înseamnă că A minus Z la pătrat minus 4 se simte și vine 2. 2 pe lângă 9 plus Z, nu? Au e 1 aici, da? 2 pe lângă 9 plus Z să fie egal cu 0. Echivalent cu A pătrat minus 2AZ plus Z pătrat minus 18 plus minus 2Z egal cu 0. Ceea ce ar fi însemnat. Organizăm după Z. Z pătrat. Ar fi că Z pătrat minus 2Z pe lângă A plus 1, nu? Da. Minus 2Z pe lângă A plus 1 plus ce ar veni, termen liber, A pătrat și minus 18 plus A pătrat minus 18 egal 0, soluție unică. Și asta trebuie să aibă. Dacă și da, păi da, că Z-ul face parte din soluția dinainte. Da. Dacă și numai dacă, delta acestuia e egal cu 0. Dar acolo nu e A plus Z? Unde am? A Z pătrat plus 2Z pe lângă A plus Z. Că e Z-ul la pătrat, nu de la minus 2Z, nu? Nu, de la Z pătrat l-am lăsat așa și 2AZ și minus 2Z. Și am dat pe minus 2Z și A plus 1. Și soluția unică aceea care sună, care o păstrez în sufletul meu și îmi sună în ureche, eu știu acum delta din nou 0 aici. Și delta prim am să iau aici, că am 2 aici. Și B prim pătrat, da? Adică A plus 1 la pătrat minus AC. Minus 1 pe lângă A pătrat minus 18 egal cu 0. Ceea ce ar fi echivalent, poate spune că A pătrat minus 2, plus 2A plus 1 minus A pătrat plus 18 egal cu 0. A pătrat cu A pătrat se duce și vine 2A, 2A plus 19 egal cu 0 și A egal cu 19 pe 2. Minus 19 pe 2. Minus 19 pe 2, suma lor este numai minus 19 pe 2. N-am. N-ai minus 19 pe 2. Mm-hmm. Este o primă idee care mi-a venit acum. Da. Urmează să mai analizăm. Da. Zicem unde scârți, ia de ce nu ai varianta asta. Da. Că ar fi trebuit aici să găsim cel puțin două valori, nu? Da, da. A 1 și A 2, dar văd că îți duce A pătratul ăsta. A pătratul. Dacă ar fi fost de gradul 2, găseam A1 și A2 și le sumam și avea rost suma asta, celor două valori. Mă am greșit pe undeva. Dar ea ca idee, parcă asta în picioare. Da. Urmează să mai dezbatem. Da. Mâine seară, dacă tu nu vii. Deci puteți să aici. Deci, deci nu mă mai deranjez, da? Dar bine. Dacă cumva vrea să vină Cosmin, lăsăm pe Cosmin mâine seara și rămâne vineri voi să veniți. Că fac lucruri mai pipărate. Da. Și fac și lui Cosmin o zi fericită, că pe toată săptămâna m-am ocupat acum cu voi doi, l-am scos din cursă. Am venit odată și discutam Darbuș în jurul da. Afară. Și-o zis, îmi trebuie Darbuș.
Da. Sunt chestiuni mai preparate, știi, și mai nu sunt la îndemână. Aici, ca fi să facem sinteza orei și este ce am putea spune că am făcut noi astăzi. Prima chestiune. Am continuat rezolvarea de sinteza orei. Sinteza orei, da? Sinteza orei. 1. Continuat lecția anterioară. Pe tripoagă. E vorba de rezolvat așa în ecuație logaritm în baza x, m minus 1 supra m plus 1 din x pătrat plus 3 parcă mai mare egal decât 1, nu? Da. 2. Am făcut poziționarea rădăcinilor față de interval alfa beta, rădăcinilor ecuației de gradul 2, deci poziționarea și rădăcinilor unei ecuații de grad 2. Față de un interval alfa beta, de un interval alfa beta. 3. Derivata de ordine n, descompunerea în fracții simple, derivata de ordine n, da? Descompunerea unei funcții raționale în fracții simple, elementare. Lui f de x egal cu x, x plus 10 a fost, supra x pătrat plus 7 x plus 6, ca fiind 9 supra 5 pe lângă x plus 1, minus 4 supra 5 pe lângă x plus 6, da? Și f derivat de ordinul n pentru 1 supra x plus a, x plus a. Totul derivat, care a făcut cât în final, minus 1 la n, parcă a zis n factorial, supra x plus a, totul la n plus 1. Și 4, sistemul. Sistemul, mai bine numele de lei. Mai străcați-o seara. Da? Destul de interesant este acela. Pune-i pe o hârtiuță ca să mă ocup și eu noaptea să via. Okay.